Mihai Trăistariu se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară. De-a lungul timpului de când se află pe scenă, acesta a reușit să adune de partea sa o mulțumită de fani, însă de precizat este că, în ultimii ani, cunoscutul artist a ținut și primele pagini ale ziarelor, dat fiind faptul că, a pozat indecent, postându-se pe platform, mulți dintre admiratorii săi nu au înțeles care a fost, de fapt, motivul din spatele aparițiilor sale, așa că recent, Mihai Trăistariu a vorbit despre acest lucru, explicând concret de ce a făcut asta. Iată ce a declarat cântărețul privind Mihai Trăistariu s-a consultat cu managera sa înainte de a face acest lucru. Mihai Trăistariu a dat totul din casă și a vorbit despre fotografiile nude care au făcut înconjurul internetului. Artistul a povestit că i-a venit această idee, din cauza faptului că era frică să nu fie uitat de către publicul său, în special de generația tânără care venea din urmă, astfel, înainte de a se posta pe rețelele de socializare în ipostaze indecente, cântărețul a stat de vorbă cu managera lui, întrebând-o pe aceasta ce se va întâmpla dacă va ajunge să publice. Femeia i-a explicat că, dacă va face acest lucru, toată lumea va vorbi despre el. Mintea mea îmi zicea că generația nouă de copii, dacă nu mai fi cu nimic notabil sau onorabil, s-ar putea să nu mă mai cunoască și să mă pot stinge. Iată ce am făcut, a doua zi aveam concert la Chișinău și aveam o poză de acum o săptămână de la un concert de la, fusesem la saună și aveam o poză în chiloți în oglindă. I-am zis managerei, eu tot speriat să nu dispar, că dacă pun poza asta pe Facebook, Instagram, ce se întâmplă? A zis că o să fie mare scandal, că o să mă sune toți, o să fie mare tam-tam, a spus Mihai Trăistariu, pe YouTube, planul a mers ca pe roate, asta pentru că prima fotografie postată a făcut înconjurul internetului, iar la scurt timp, toată lumea l-a căutat pentru a vorbi despre acest subiect, în 10 minute poza a și apărut. De acolo a fost un mare tam-tam ce a ținut așa vreo 2-3 săptămâni. Eu voiam să fiu chemat, să fiu răscolit, răzvrătit, să se facă un scandal în jurul meu, a mai spus Mihai Trăistariu.